Astăzi începe postul adormirii Maicii Domnului și ține până în 14 august. În mod obișnuit, lăsatul secului pentru postul adormirii Maicii Domnului se face pe data de 31 iulie. Excepție de la această regulă fac anii în care ziua de 1 august cade miercuria sau vinerea. În această situație se lasă sec cu o zi mai înainte și postul se prelungește astfel cu o zi, așa cum se întâmplă și în acest an. La fel s-a mai întâmplat și în anii 2019 și 2020. Conform tradiției, în toată această perioadă a postului, la ceas de seară în biserici, schituri și mănăstiri, se oficiază slujba paraclisului Maicii Domnului și se citesc rugăciuni alese închinate Fecioarei Maria.